Bun găsit, dragii mei! Ne reîntâlnim în cadrul proiectului Tradiții Muntenești. Este toamnă, o toamnă frumoasă, și așa cum v-am obișnuit, toamna așteptăm cu toții muzică lăutărească. Din păcate, în acest moment, nu este posibil să fim alături de dumneavoastră fizic, dar prin intermediul Centrului Cultural și prin intermediul camerilor de luat vederi, suntem alături de dumneavoastră și cu inima și cu sufletul. Așa că m-am gândit să abordăm ca temă în această zi laureații festivalului Zawajdok. Ce ziceți dacă v-aș propune anul 2009, atunci când un tânăr, solist și instrumentist, cântă cu kobza, reușește să ajungă la inima dumneavoastră, reușește să impresioneze juriu și să ia marele premiu. Este vorba de Constantin Gaciu. Haideți să ne amintim cu toții acel moment. Constantin Gaciu din județul Olt. Mulțumesc Centrului Cultural pentru invitația de a participa la această ediție a Festivalului Zawajdok. Vă mărturisesc, mi-am dorit mult să vin aici și uite că după o vreme am reușit să găsesc drumul spre casă. Pentru că dumneavoastră știți bine, nu se prea obișnuiește ca un om să fie profet în țara lui. Dar există oameni de suflet care au știut acest lucru și mi-au oferit ocazia, în ultima vreme, să fiu împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc juriului pentru această distinție, pentru dumneavoastră, publicul care a fost minunat, cu toți concurenții și tuturor care m-au susținut. Marea nea și lovului, lunga obedeanului, la urechea podului, podul vanul ladului, măi. Păi uite vanul, pănușarul, unde neica și lega carul, ținea dragostea cu anul și bea vinul cu vorcanul. Le, 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 și-a mea. S-a făcut pământul, cu el s-a început iubitul. Soarele, luna și o stea, măi, și cu ele dragostea, dragostea, focul și dorul ca să prăpătească omul. Uite-o cum vine, uite-o cum trece și cu ochii mele. Baia șura te iubește, uite-o cum vine, uite-o cum trece, și cu ochii te trece, baia șura te iubește. Al
mamă, nu-mi rușine, nu-i începutul de la mama mă cheamă, el nici nu mă bag în seamă. Păi până nu-i vrea să-i spui, măi, că am să-i fiu nevastă lui. Eu spun că mama mă cheamă, el nici nu mă bag în seamă. Vrea să-i spui, măi, că am să-i fiu nevastă lui. A fost foarte plăcut să revedem aceste momente din festival, drept pentru care și mai plăcut ar fi să-mi dați voie să-l invit lângă mine pe Constantin Gaciu și copza lui fermecată. Să înțeleg că este fermecată sau este doar o glumă? Pentru mine este fermecată și, în primul rând, acest instrument mi-a adus numai satisfacții, bucurii, multă dragoste pentru ea, pentru folclor, pentru muzica lăutărească. Și ce să vă spun, eu și copza suntem un întreg, nu, niciodată nu pot să mă despart de ea. Foarte frumos. Constantin Gaciu, pentru faptul că ai fost laureat, ești astăzi în fața publicului nostru. Este un public numeros, un public iubitor de tradiție, de cântec popular și mai ales de muzică lăutărească. Pentru că noi așa i-am obișnuit pe piteșteni, pe argeșeni și nu numai. Vreau să spun că am primit numeroase telefoane și concurenții mă întrebau dacă se mai ține festivalul, dar și iubitorii de cântec tradițional întrebau dacă se ține spectacolul. Spectacolul nu putem să-l ținem datorită pandemiei, dar cu siguranță la anul se va termina pandemia. Și până atunci am zis că ar fi foarte plăcut să fii tu cel care vei încânta pe copiii înscriși la cursul de canto la Centrul Cultural Pitești, dar și pe cei care sunt colaboratori ai noștri și pe cei care iubesc cântecul popular. Ești de acord cu mine? Da, întotdeauna în sufletul meu este o mare bucurie să revin în Pitești. Eu am făcut liceul de muzică în Pitești, am oameni dragi, oameni minunați aici, mă leagă foarte multe amintiri, în primul rând publicul nostru care este minunat întotdeauna, de câte ori apar în Pitești, îi mulțumesc pe această cale și cum să nu, cu tot dragul, pentru că cât am copza cu mine, niciodată nu mi-e frică. Mergem înainte pentru muzica noastră adevărată, ca lumea să vadă ce înseamnă acele melodii vechi care nu trebuie date uitării și trebuie duse mai departe. Eu îți propun să ne încânți pe noi, dar și pe publicul ascultător și apoi vom mai sta de vorbă. Ești de acord? Cu tot dragul. Of, ce dor! Ce chin, ce jale, pe la poarta dumii tale. Ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât, frățioare. Păi, foaie verde, foaie lată, la ciolpan, la crucea înaltă. Păi la Marița sprâncenată, când să mă mai duc odată? Păi când să mă mai duc odată, la Marița sprâncenată? Păi că a pus cârciuma la poartă, că a pus cârciuma la poartă. Of, of,
ce dor, ce chin, ce jale. Pe la poarta lumii tale, ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât, frățioare. Păi de trei zile, de trei nopți, mândru cu minciun mă porți. Păi cățelușa ta mă latră și tu doar dormirai moarte. Păi să fiu câine-n patru labe, păi de nuțoi da două palme, păi două palme bărbătești, să te învăț cum să iubești. Of, of, ce dor, ce chin, ce jale. Păi pe la poarta lumii tale, ce dor, ce chin, ce jale, măi, m-ai omorât, frățioare. Acum aș vrea să-mi spui impresiile tale, pentru că am vizionat puțin mai devreme momentul cu premierea ta. Ai cucerit publicul, ai cucerit juriul și vreau să vă spun că nu este mare lucru. Președintele juriului în acel timp era Marioara Murărescu, regretatul om de folclor Marioara Murărescu. Ce poți să ne spui despre acest moment? În primul și în primul rând îmi aduc aminte când am pășit aici la festival la Zavaido, când am venit cu ambiție, pentru că am vrut, chiar îmi doream să cuceresc, nu neapărat trofeul, dar un premiu, îmi doream să cuceresc la acest festival. Atunci, la timpul ăla, ca și acum, era cel mai prestigios festival de muzică lăutărească din România. Și mai ales m-a ambiționat foarte mult când am văzut-o pe doamna Marioara, președinta juriului, când am văzut toate nume în juriu. Mi-a creat o emoție și în același timp și acum mi-aduc aminte și uite s-a zburlit pielea pe mine când mi-aduc aminte ce public minunat a fost în sală, alături de orchestra Doina Argeșului care ne-a acompaniat atunci. Deci a fost ceva cu totul și cu totul care pentru mine n-am cum să-l uit acele momente. M-am pregătit foarte, foarte mult pentru acel festival pentru că, cum să spun, eu sunt un om... Chiar dacă cânt eu zi de zi, dacă când mă duc la un festival, când mă duc în fața publicului și în fața jurului, trebuie să mă duc cu lecția cum mai bine învățată și să știu ce am de făcut, pentru că, cum îmi place mie să spun, muzica nu se învață atunci pe scenă, hai că m-am suit pe scenă și eu cânt. Nu, trebuie să știi, muzica lăutărească, tu știi ce vorbesc, muzica lăutărească trebuie să o simți în primul rând, să cânți din suflet, să transmiți pentru suflet. Deci sunt mai multe treburi. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu atunci, pentru mine a fost o mare bucurie și o mare realizare pentru cariera mea, acel trofeu, acest mare premiu la Festivalul Zavaidoc, pentru că automat mi s-au deschis multe porți, multe uși și foarte multe invitații la spectacole, la înregistrări, de care toți specialiștii își aminteau. Da, Constantin Gaciu este laureat la Festivalul Zavaidoc. Și eu m-am mândrit cu asta, nu numai specialiștii, pe unde m-am dus, am spus că am obținut marele premiu la Festivalul Zavaidoc și toată lumea își amintește cu drag de acel moment. Da, mi-aduc aminte, da, parcă, da, uite, erai cu copz, aveai o ipingea pe tine. Deci au rămas și am realizat lucruri frumoase, crede-mă, de atunci. Mi s-au deschis, sunt alte portițe care mi s-au deschis și fără de care cariera mea nu însemna ceea ce sunt astăzi. Pentru că orice premiu, și mai ales acest premiu foarte, foarte mare, răvnit cam de toți când vin să concureze, cine nu și-ar dori trofeul festivalului Zavaidoc? Vă dați seama, chiar... Așa este. Au venit și încă mai vin concurenți destul de bine pregătiți. Tu spuneai de acea emoție. Dragii mei, eu cred că aici este secretul. Nu trebuie numai să cânți. Sunt mulți concurenți care au cântat corect, dar n-au reușit să transmită. Tocmai această emoție de care tu ne vorbeai, aceasta este diferența între un solist și un artist. Dă-mi voie să spun că în momentul acela tu ai fost un adevărat artist, de pentru care ai fost premiat. Pentru noi, astăzi, ești artist. Artistul Constantin Gaciu.
Dar pentru mine și pentru cei care ne ascultă, aș vrea să stau de vorbă și cu Costică. Costică Gaciu, da, omul simplu, adevăratul Costică Gaciu. Mă, dar cum e Costică Gaciu ăsta? Nu știu, mie îmi place să fiu ăsta adevăratul și nu-mi place statutul ăsta de artist, de mare vedetă, pentru că... Dar nici nu-ți pare rău, nu? Nu știu, vreau să spun că automat notorietatea și tot și succesul oricine și-l dorește în viață, mai ales în muzică. Dar asta îl dobândești prin muncă, prin ambiție, prin, exact cum ai zis, prin transmiterea ta față de public, față de oameni, respectul față de tine și de oamenii care te privesc și de oamenii care sunt în prejurul tău. Nu contează că chiar dacă nu ești pe scenă și când mergi pe stradă, tu trebuie să fii același om, cum sunt eu, cum ai zis tu, să fie Costică, e la Costică care salută pe toată lumea și știe să vorbească cu toți, nu cu nasul pe sus, eu sunt ăla și nu. Mie nu-mi place să fiu, pentru că eu le spun tuturor și în primul rând eu am o lecție frumoasă pentru mine învățată, că trebuie să apreciez toți oamenii și să respecti oamenii, pentru că dacă îi respecti pe ei, te respecti pe tine însuți. Foarte frumos ai spus. Să știi că și eu mi-am făcut lecția și te-am urmărit, de pentru care ești astăzi invitat, pentru că am văzut activitatea ta. Am văzut că ai alături de tine un taraf. Eu asta așteptam să-mi spună Costică Gaciu. Cum a reușit el să țină un taraf mereu lângă el? Deci să vă spun cum stau lucrurile. În primul rând și în primul rând, pe mine asta mă caracterizează cel mai mult. Cântatul la Cobza automat că se asortează cel mai bine și cel mai bine lângă un taraf, pentru că ăsta este rolul Cobzei, rolul țambalului de gât, rolul unei viori într-un taraf. Și eu, fiind din județul Olt, cel mai renumit taraf care era acolo era taraful de la Iancu Jianu din județul Olt. Fiind prietenii mei lăutari ca și mine, ducându-ne pe setul, ne-am împrietenit și am propus o colaborare și am zis hai să încercăm treaba, să ducem mai departe cântecele alea care le cântau lăutarii. Uite, fără să vrei, ai spus cine este cu adevărat Costică Gaciu. Lăutarul ăla, e, asta vroiam eu să aflu. Deci, în adevăratul sens al cuvântului, Costică simplu este un lăutar. Ce face lăutarul? Ajunge tot la fel prin instrumentul lui și prin vorbele pe care le spune la sufletul omului. Așa că, dragii mei, dați-mi voie să mai ascultăm câteva melodii cu Costică Gaciu, de data asta și cu taraful de la Iancu Jianu. Ia zi, bă, tată, cu țambalul, cum cântau ei bătrân pe la noi, pe la Olt odată. Ce spui eu acum? Ia zi-mă, Costică, ia! Îi dau lică-lică și o sipică, draga Nichii Bovnică. Lic, sfânt, sfânt! Păi de te-aș prinde undeva, mai nimic nu ți-aș făcea. Numai ochii ți-aș lua, numai ochii ți-aș lua. Așa, bă! Păi numai ochii și o sprânceană și alunița de surgeană. Păi și le-aș pune între icoane și m-aș ruga, Doamne, Doamne. Îngeraș dumnezeiesc, mai dă-n zile să trăiesc. Ia-o-ți, tată, la mine acum. Păi mai dăm zile să trăiesc și ce mi-e drag să iubesc. Păi să mă prăpădesc ca pirul, să-mi floresc ca trandafirul. Să mă prăpădesc ca macul, să-mi floresc ca liliacul. Păi le-le-le-le și... Capul sus și ochii mari, urechea la lăutar, la ce spui eu acum, bă? Ia, bă, ce spune, bă? Păi săracă nevasta mea, că mi-o iubesc când-o-i vrea. Băi, dar la alta când mă duc, vele-sc ochii ca de lup. Cum, bă, cum? E greu, tata, bă, e greu. Vele-sc ochii ca de lup și mă mir pe un să fug. Păi când e dragostea mai dulce, pe bărbat dracul aduce. Păi eu-l întreb de-i sănătos, el mi-arată parol gros. Dacă văzui și văzui, dacă văzui și văzui. Să vezi cum am plecat eu, bă, taică. Plecasem și dezbrăca, vai de steaua mea, bă, tată, bă.
Păi dar Dumnezeu ca un sfânt ce bine m-a potrivit. Păi într-o groapă cu urzici socoteam că sunt lăptuci. Sărutam de două ori, scărpinam de nori. Păi Doamne, aici aș vrea să mor măi. Bine măi, ca până la noi, până la orba acolo. Și acum să vă spui cum e muierea mea, bă, tată, bă. Păi vrenică-i muierea mea, vrenică-i dracu să o ia. Păi pusă tuciu să se lea, pusă tuciu să se lea. Când mă cânt? Pusă oala și un cazan, că nu s-a lăud un an. Își găsesă domna în zoa de pași, bă, tată. Păi pusă oala și un cazan, că nu s-a lăud un an. Păi bate mâțu cu vătraiu, că de ce n-a comălaiu. Și câinele cu făcuiu, că de ce n-a fier păsuiu. Păi lelelele și iar lele băi, hei! Pirața le dracu-l tenge-o. O, și pe voi pe moldovence. Și pe voi, pe alte lege, sunteți toate oase lege, sunteți toate oase lege. Dar să vezi olteanca mea, mă. Păi cum vine duminica, face freza cu palma, măi. Și vine la Craiova și strigă la lapte, lapte. Ce mai lapte, ce mai lapte, femeile soațe toate, din Bacău până-n cetate. Femeile soațe toate, din Bacău până-n cetate. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă muliața. Și-oi trăi cum o-i putea, și-oi iubi pe cine-i vrea. Ia-uzi, ia-uzi, bine, bă! Și-acu' eu cu țambalul ca la mine. Cine mără, cine o, o, frică-mi e că mor ca mâine. Averea mea cui rămâne, frică-mi e că mor ca mâine. Averea mea cui rămâne, că rămâne la vreo fată. Mai sunt cu inima păcată, că mă plânge până la groapă și-mi dă o cană cu apă. Că rămâne la fecior, mă. Măi, pe toți să-i văd negusor, numărând dragă-l bior, măi. Nu mi-ar fi frică să mor. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața. Și-o-i trăi cum o-i putea, și-o iubi pe cine-i vrea. Ia-uzi, ia-uzi, bine, mă! Aminte de multe ori, cum eram și acum cum sunt. Păi ce cai murge am călărit, ce mândruțe mi-am iubit, ce mândruțe mi-am iubit. Păi ce pământuri am arat, mă. Păi ce cai murge am deșelat, și-am ajuns la noi în sat, plin de dor și de oftate. Și-am ajuns la noi în sat, plin de dor și de oftate. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața. Și-o-i trăi cum o-i putea, și-o-i iubi pe cine-i vrea. Las-o, las-o, las-o așa, că mi-e dragă mult viața. Și-o-i trăi cum o-i putea, și-o-i iubi pe cine-i vrea. Hei! Această melodie mi-a ajuns la suflet. Sper să ajungă la sufletul celor care ne ascultă. Aș mai vrea totuși să revin la Zavaidoc. Ai fost și concurent. Te-am invitat în calitate de laureat. Dar aș vrea să-mi vorbești puțin și de concurentul Costi Găgaciu. Ia spune-ne, nu numai de festivalul Zavaidoc, în general,
Pentru cei care vor să se înscrie la un festival și vor să și câștige măcar un premiu, cum e să fii concurent? Noi avem aici mulți copii care își doresc să apuce pe această cale și dă-le un sfat. Ce trebuie să facă un concurent? Cum trebuie să se pregătească? Care este rețeta ca să și câștige? În primul și în primul rând vă spun eu, rețeta trebuie să fie el însuși. Deci asta este din start. Nu trebuie să copiezi, chiar dacă cânti un cântec din repertorul cuiva, nimeni nu zice că nu poți să-l cânti. Poți să-l cânti, să-l duci mai departe, dar tu trebuie să-i dai interpretarea ta, cum o simți tu, și să o transmiți mai departe. Și asta este o rețetă foarte mare, să știi să transmiți ceea ce cânti. Pentru că dacă tu nu simți ceea ce cânti, iar nu este bine. În al doilea rând, o ținută scenică foarte riguroasă, pregătită înainte, nu sui pe scenă, hai că mă sui acolo, nu contează, am cântat o melodie, am ieșit după scenă și mi-am făcut treaba cum ar fi și am plecat. Nu. Tu acolo trebuie să te uiți, eu îți spun un mic secret, cum era concurentul Constantin Gaciu. Și unde studiam eu foarte mult? În baie, pentru că aveam oglindă și răsuna și aveam oglindă și ceea ce vedeam eu în oglindă nu-mi convenea câteodată și ziceam, Doamne, uite, mai trebuie să stau cu capul mai așa, nu trebuie să gesticulez chiar atât de mult, pentru că ceea ce vedeam eu în oglindă, automat vedea și publicul în față. Și am avut foarte mult de... Deci să înțeleg că prima cameră de luat vedere a fost oglinda din baie. Da. Ok, interesant, foarte interesant. Și n-am putut să mă sui pe scenă, ți-am spus cum trebuie să fii pregătit. În primul rând, îți trebuie seriozitate în ceea ce faci. Pentru că dacă faci, hai că fac acum și mai fac peste o jumătate de an și după aia mai fac, nu, asta nu e muzică. În al doilea rând, să-ți creezi un repertoriu, chiar dacă ei sunt tineri și automat bat la porțile afirmării, automat este mai greu să-și creeze un repertoriu acum, dar sunt atâtea melodii vechi care sunt reprezentative pentru fiecare județ în parte și pentru fiecare lăutar. De exemplu, eu apreciez un stil de lăutar, îmi plăcea Zavaidu cum cânta, sau îmi plăcea Gabi Luncă, sau îmi plăcea... Deci eu trebuie să urmăresc acel interpret și să... Dom'le, cum a putut Gabi Luncă să cucerească atâta lume și să o iubească? Și eu trebuie să ajung să-mi dau seama. Deci, seriozitate, ambiție, muncă multă, voce bună, că îți trebuie și voce, prin studiu o capeți, automat, prin studiu, prin muncă, dacă ai și darul de la Dumnezeu, în primul rând, că fără Dumnezeu nu se poate nimic, trebuie să ai și darul ăsta de la Dumnezeu, că mult și cum este, se apucă, ar vrea să facă, dar nu au voce, știi? Dar cei care i-au înzestrat la Dumnezeu, este păcat să nu pună mâna să și muncească și să realizeze. Și în al doilea rând îți mai pun un mic secret. Majoritatea tinerilor care vin acum sunt supărați că nu obțin un premiu la un festival. Și zic, a, nu, că eu meritam, dar juriul n-a fost așa și eu meritam. Nu, niciodată treaba asta trebuie să meargă și să zic că eu dacă nu am meritat și dacă n-am câștigat premiul aici, înseamnă că trebuie să muncesc mult mai mult și am ambiția ca când voi veni peste un an sau peste doi ani, când voi fi pregătit, să demonstrez că nu asta e valoarea mea care e acum. Sunt de acord cu tine, mai ales că și dacă nu reușești să câștigi un premiu, dar dacă muncești, tot nivelul tău se ridică. Și de la an la an, având un nivel cât mai înalt, crești. Garantat crești. Crești. Cu sau fără premii, e adevărat. Așa stau lucrurile. S-a născut oricine învățat? Nu s-a născut nimeni învățat. Eu așa le spun și la toți, dragii mei, da, dacă eu sunt un model pentru voi sau altcineva este un model pentru voi, nici ei n-au fost dintr-o dată așa, au muncit. Dar Zavaidu n-a câștigat niciun premiu. A câștigat premiul popularității, premiul dumneavoastră, dragii mei, și corect. A ajuns și a rămas Zavaidoc. Exact, asta am spus eu. Pentru, din ce cauză? Pentru seriozitatea lui, pentru piesele aduse, pentru nesematele muzicale pe care le-a lăsat în spate și în al doilea rând pentru că punea suflet. Deci el cânta de aici. Nu cânta, hai că îmi pun acolo și cânt. Deci el transmitea. Dacă după atâția ani, când ascult Zavaidoc, se face pielea pe tine găină și zici, Doamne, la timpul atunci să cânti așa. Deci, eu după mine zic totuși că Zavaidoc, chiar dacă încercăm și eu când la petreceri cântecele lui Zavaidoc și prietenii mei buni care cântă tot așa, dar Zavaidoc e inegalabil după mine. Așa este, pentru că fiecare om în felul lui este inegalabil. Nu are încă o copie, nu are cum avea încă o copie. Dar s-ar putea ca tu să ai o copie, poate nu trasă la Indigo, dar care să semene sau care să facă același lucru ca și tine, pentru că tu ai un băiat pe care noi l-am cunoscut într-o ediție anterioară când am mai colaborat și știu că el vrea să se înscrie la festivalul Zavaidoc.
Da, 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 mi-amintesc bine că el vrea să, chiar își dorește acest lucru, să participe la festivalul Zapadoc și vă mai spun un mic secret care nu l-am spus nicăieri. Băiatul meu s-a apucat de muzică datorită festivalului Zapadoc. Când eu am obținut marele premiu la Zapadoc, eu când am ajuns acasă, el cânta singur prin casă. Cine mă puse pe mine? Și eu atunci am observat că el are ureche muzicală. Ce vârstă avea atunci? Era cam 8 ani de zile avea atunci. Vreau să spun că s-a apucat mai serios de el. Acum mai... deja are? Deja are 20 și... Mulți înainte. Înseamnă că la prima ediție viitoare a festivalului Zapadoc va fi concurentul nostru. Și de ce nu? Poate chiar și câștigător. Să dea Dumnezeu și eu i-am spus și la orice festival s-a dus, i-am spus că trebuie să muncească foarte mult, să nu se bazeze pe numele meu, pentru că eu am muncit foarte mult și tu știi bine ceea ce zic. Am plecat de jos, tu mă cunoști de mult și în cariera asta trebuie să-ți faci tu propriul drum, să ți-l creezi așa ușor. Și nu trebuie să fii, cum să spun, lasă că e tata și dacă e tata, e băiatul tot sus. Nu, pentru că lumea te critică de 10 ori mai mult pe treaba asta. El trebuie să muncească de 10 ori mai mult ca mine, pentru că lumea se aseamănă și ce zice? Vă spun cum se întâmplă treburile, ori bă, cântă cea lui a lui sau cântă bă, dar nu cântă ca tasul. Deci sunt de acord cu tine. Sunt două variante. Dar hai să-ți propun totuși să te ascult într-o înregistrare alături de băiatul tău. Cosmin îl cheamă, da? Cosmin, da. Constantin și Cosmin Gaciu alături de Taraf. Ești de acord? Cu tot dragul. Thank you.
și-am zis verde, dun sus ai măi, inimă de putreg ai măi, la mulcuțit să te dai măi, să vede. Amestecat, măi, de când eram nesurat, măi. Și umblam noaptea prin sat, măi, și umblam noaptea prin sat, măi. Păi după femei cu bărbat, atinge-mă! Măi, Dunărea este vărsată, mândrea mea e supărată. Măi, că mi-am prins altă amantă, măi, eu amantă nu mi-am prins, măi. Măi, doar o scrisoare i-am scris, măi, scrisoare strofe mărunte. Măi, să mă țină mândră aminte, măi, scrisoare strofe mărunte. Măi, să mă țină mândră aminte. Uite așa, ușor, ușor, ai reușit, Constantin Gaciu, să aduci muzica lăutărească, muzica tradițională, alături de sufletul argeșenilor noștri și poate nu numai. Festivalul a însemnat foarte mult și pentru noi, organizatorii de la Centrul Cultural Pitești, și nouă ne este dor de muzica lăutărească veche, despre momentele frumoase pe care le-am petrecut alături de invitații în recital. În decursul anilor au fost foarte, foarte mulți invitați, oameni de mare clasă, cunoscuți în țară, dar și peste hotare. Spune-mi, te rog, bănuiesc că tu ai urmărit fiecare ediție în parte, cine ți-a plăcut cel mai mult sau ce melodie a ajuns mai mult la sufletul tău? Ce artiști îndrăgești din muzica lăutărească veche? Urmăresc întotdeauna cu mare drag orice ediție a Festivalului Zabaidoc și chiar nu mă deranjează nimeni. Stau în fața micului ecran, dacă nu sunt la Pitești aici în sală, stau în fața micului ecran și mă uit și le spun, nu, nimeni nu vorbește. Sunt curios să văd și concurenții cum se prezintă, ce melodii, cu ce melodii vin în fața publicului și vă felicit din suflet pentru că păstrați ținuta sus al acestui festival și le aduceți oamenilor muzica lăutărească aia adevărată. Pentru că asta e cel mai frumos. Artiști, vă dați seama, artiști au fost foarte mulți. Pe care... Din păcate, mulți dintre ei nu mai sunt. Da, am da, o durere da. În suflet să spun acest lucru, dar da, din păcate... Dumnezeu să-l odihnească pe Neanelu Ploieșteanu. Neanelu Ploieșteanu nu mai este... Pe tanti Catan, Pușa, pe da. Doamna Pușa, că mai venea și doamna Pușa să vă aduc în festival, da, în recital. Da, da. Nici din s-am înțeles că nu mai este. Sunt foarte, foarte mulți. Cornelia Catanga, da. Un cine mi-a rămas mie cel mai mult și cel mai mult la suflet, nu pot să nu spun pentru că aș minți dacă ne-a spune că Naionel Tudorache este, cum îmi place mie să-i spun, împăratul. Pentru că el
El e trup și suflet pentru ceea ce face. El e acolo, el e lăutarul ăla adevăratul care dacă îl pui să cânte pe scenă, cântă pe scenă, dacă îl pui să cânte într-o sală goală, cântă într-o sală goală, dacă îl pui pe unul să-l cânte la un șpriț, cântă la un șpriț. Deci el e lăutarul autentic, adevărat, căruia nu-i trebuie poate orchestre și alte trebuie, el și acordeonul și cântă cum, uite, cum sunt eu cu copza, așa acordeonul, hai, asta înseamnă lăutarul adevărat și în primul și în primul rând este unic. El e Ionel Tudorache, care se poate spune multe despre el, dar cu siguranță va fi și va rămâne în istoria acestui neam ca un mare, mare lăutar. Așa este, sunt de acord cu tine. Și cum, scuză-mă, și cum ai spus și de Neanelu Ploieșanu și de Cornelie Catanca, nu pot să-l, Doamne ferește, nu le luăm că nu au fost, deci au fost unicați în felul lor. Da, mă așteptam să spui ceva și de Tita Bărbulescu. Nu de alta, dar Tita Bărbulescu este de la noi din Argeș. Și doamna Tita, cum să nu, iubești întotdeauna, cum să nu, cu tot dragul, când mă întâlnesc cu dânsa, cântăm, iau copza, cântam cu dânsa, cum să nu, atâtea melodii care a lăsat în urmă și cât pe unde s-a dus, a scos în fața Argeșul drag pe care l-a iubit și toată lumea a cântat cântecele. Și noi le cântăm. Așa este, și noi le cântăm. Și noi. Mare dreptate ai. În decursul timpului, noi am căutat să îmbunătățim tot ceea ce am făcut la festival și dacă stau bine să mă gândesc, poate că încă ar mai trebui să mai îmbunătățim câte ceva. Au fost mulți președinți de juriu. La momentul actual, ultimul președinte de juriu este Adrian Grigoraș, căruia îi mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce face. Și ca orchestră, în ultimul timp, a fost orchestra domnului Marin Alexandru. Despre orchestră nu mi-ai spus nimic. O mare bucurie întotdeauna când te întâlnești cu maestrul Marian Alexandru să cânți pe acea scenă. Ce să zic? Deci cu el întotdeauna cânt la plăcere, cum să spunem termenii lăutărești. N-am niciodată, n-am nicio emoție, n-am nicio, pentru că el lângă mine, acolo, știe cum să colaboreze cu artiștii, știe cum să te scoată în relief, știe cum să te scoată din starea de emoție, știe, deci are, sunt mai multe treburi. Când ai și băieții buni lângă tine în spate, tu știi la ce mă refer. Când ai lăutarii buni în spate, ți-e drag și ție, cânză drag, nu e normal. Și mi-a adus aminte de maestru Adrian Grigoraș la radio, un maestru al inimii mele, căruia îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine, pentru că am foarte, foarte multe imprimări în Radio București. Dar eu știu, ți-am urmărit evoluția și știu că ai foarte multe înregistrări la radio. În fonoteca asta înseamnă că vei deinui cu melodiile tale peste timp. Te felicit pentru întreaga ta activitate, te felicit pentru că ai în spatele tău un taraf și te felicit și pentru faptul că ai știut să imprimi acest gust pentru muzica tradițională și fiului tău, Cosmin Gaciu. Dragii mei, în speranța că v-am amintit cu plăcere de ceea ce a fost și încă este Festivalul Național de Muzică Lăutărească Veche Zavaidoc, organizat de Centrul Cultural Pitești, vă doresc vizionare plăcută în continuare și vă invit să fiți alături de Centrul Cultural Pitești întotdeauna prin tot ceea ce facem noi. Vă mulțumesc și vă doresc tot bine din lume. Sănătate multă! Mulțumesc și ție, Costi Găgaciu, că ai fost alături de noi și baftă multă în continuare, iar acum totuși aș vrea să ne mai cânti ceva. Cu tot dragul și eu mulțumesc din tot sufletul și le doresc tuturor telespectatorilor multă, multă sănătate, că asta e cel mai scump lucru al unui om în viață. Păi ce n-aș da să mor diseară? Păi la trei zile să-mi viu iară, să văd cine mă iubește. Păi și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește, să văd cine mă iubește. Păi și cine mă dușmănește, cine de rău mă vorbește.
Păi și de-ar fi, Doamne, să mor, măi. Păi dar mai am un singur dor, măi. Păi e un dor ce mă apasă. Păi dorul de ai mei de acasă, de copii și-a mea nevastă. Păi e un dor ce mă apasă. Păi dorul de ai mei de acasă, de copii și de nevastă. Păi și-am zis verdele și-un prun, salcă mule de la drum. Păi și-am zis verdele și-un prun, salcă mule de la drum. Păi te-aș lăia, dar nu mă-ndur, măi. Păi te-aș lăia, dar nu mă-ndur, măi. Te-aș tăia de la jumate. Salcă mule, mi-ai fost frate. Ai fost casa cucului la marginea drumului, măi. Păi ai fost casa cucului la marginea drumului, măi. Ai umbrit pe mama mea, măi, când zăcea de-o boală grea, măi. Și la umbrulița ta, măi, păi puneam masa, maică mea, măi. Salcă mule, frunză rară, cu floare de primăvară. Salcă mule, frunză rară, cu floare de primăvară. Tot la umbrulița ta, măi. Păi mi-am început dragostea, măi. Tot la umbrulița ta, măi. Păi mi-am început dragostea, măi. Hei! Iauzi! O fi inimioară, inimioară, ce foc mare te doboară. Inimioară, inimioară, ce foc mare te doboară. Păi mă doboară, mă doboară o boală grea, măi, dorul și cu dragostea. Mă doboară, mă doboară o boală grea, măi, dorul și cu dragostea. Aseară la Brăilița, păi mi-au furat toți puicuța, ajacalul și căruța, dar numai să-i sărut gurița, draga mea. Aseară la Brăilița, păi mi-au furat toți puicuța, păi ajacalul și căruța, dar numai să-i sărut gurița, draga mea. O fi inimioară, stai pe loc, că-ți spun la cât la mijloc. Inimioară, stai pe loc, că
îți spun lacă-te la mijloc. Lacă-te, lacă-te să-mi pui și o sută inima tot nu te ascultă. Lacă-te, lacă-te să-mi pui și o mie inima face ce știe. Aseară la Brăilița, păi mi-au furat toți puicuța, păi aș da calul și căruța, dar numai să-i sărut gurița, draga mea. Hei! Păi lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, of, of. Lasă-mă să pătimesc, că n-am știut să iubesc, of, of. Păi că am avut un pui pe lume și n-am știut cum se ține, măi, măi. Dar acum de l-aș avea, numai în brațe l-aș ținea, măi, măi. Păi că am avut un pui pe lume și n-am știut cum se ține, of, of. Dar acum de l-aș avea, numai în brațe l-aș ținea, măi, măi. Cine zice puiul vine, are un galben de la mine, of, of. Cine zice puiul vine, are un galben de la mine, măi, măi. Cine zice că a venit, îi dau salba de la gât, of, of. Inelul din deștol mic, să-l văd bine că a venit, măi, măi. Cine-o zice că a venit, îi dau salva de la gât, of, of. Inelul din deștol mic, să-l văd bine că a venit, măi, măi. Spune-le că ce-ai băut, n-ai mai îmbătrânit, of, of. Spune-ne că ce-ai băut, de n-ai mai îmbătrânit, măi, măi. Am băut vin de la gheață și-am dormit la puica-n brață, măi, măi. Până-n zori de dimineață, până-n zori de dimineață, măi, măi.